Violeta Mira este polițistă. În cei 25 de ani de activitate a parcurs toate treptele profesionale până la cea de șef de secție. Recunoaște că munca este diferită de ceea ce se vede și presupune multe sacrificii. Munca de polițist privită din afară pare frumoasă. După ce intri în rândurile lucrătorilor de poliție, îți dai seama, pe măsură ce trec anii, că îți place această muncă cu toate greutățile pe care le întâlnești zi de zi. Devine o provocare, înveți să o faci cu pasiune și cu corectitudine și îți place. Aș alege din nou aceeași meserie. În Olt au ales să îmbrace uniforma Ministerului Afacerilor Interne aproape 200 de doamne și domnișoare. Oameni din comună, de obicei, când văd o polițistă, mă arunc așa priviri, nu știu, suspicioase, să zicem. Mă privesc și cu admirație și cu, nu știu, unii cu răutate. Aș alege aceeași structură militară, aceeași armă, pentru că misiunile noastre sunt foarte apreciate de întreaga comunitate. Din afară se văd lucrurile altfel, dar mă simt foarte bine aici, m-am obișnuit de atâția ani. Suntem colegi, ne tratăm cu respect, cu bun simț, fiecare știe ce are de făcut. Am avut în familie un unchi și de când eram mică îmi doream acest lucru, să devin cadru militar, și când venea pe la noi mă ținea în brațe și îmi punea cascheta aceea în cap și mi-am dorit extraordinar de mult să îmbrac uniforma militară. Deși le tratează ca pe niște colegi cu aceleași drepturi și obligații, bărbații în uniformă recunosc că ele sunt un exemplu de profesionalism și dau culoare unei munci dominate de reguli. Munca dumnealor este apreciată, sunt tenace, sunt respectate și sunt un exemplu clar de profesionalism, ținută și eleganță. Este un sistem în care lucrează destul de puține femei, avem doar 12 doamne care lucrează în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt. Dintre acestea, 10 au funcții militare, celelalte 2 sunt personal civil. Sunt o pată de culoare pentru sistemul nostru. Cele mai multe angajate ale MAI în Olt sunt la Inspectoratul Județean de Poliție. Majoritatea își desfășoară activitatea la ordine și siguranță publică.